Agitauri, revin cu citirea pentru partenerul vostru. Partea a doua se concentrează pe partenerul vostru, dar aș dori, înainte de toate, să vă arăt o mare diferență de imagine între dumneavoastră, cum apăreți în public, dacă sunteți dumneavoastră, și această dorință pentru împărăteasă. Total diferiți. Unul este rigid, rece și celălalt este cald, se simte confortabil în tronul său. Unul are o sabie, are un fel de a se exprima foarte logic, celălalt se exprimă foarte empatic. Deci, dacă sunteți dumneavoastră, aveți mare lucru, aveți foarte mult de lucru, scuzați-mă, cu dumneavoastră înșivă ca să ajungeți să vă exprimați așa. Este o muncă de câteva, măcar de câteva luni, probabil prin martie, să reușiți să depășiți această stare. Repet, dacă este vorba de altă persoană, chiar și așa, nu puteți să manifestați o asemenea persoană atât de blândă și de frumoasă în condițiile în care, în public sau în relația cu cel apropiat, sunteți atât de rigid. Da, repet cuvântul, rigid. Chiar dacă sunteți corect, trebuie să imprimați un pic mai multă maleabilitate și mai multă empatie și căldură în felul în care comunicați. Sabia asta înseamnă comunicare. Înainte de a începe citirea pentru partenerul dumneavoastră, vreau să vă arăt energia comună dintre cei doi, ceea ce cred că asta simt că sugerează. Deci, energia comună dintre cei doi, dintre voi doi, este două de săbi, urmat de șapte de bâte, cavalerul de săbi, ce mai era? Patru de săbi. Deci, după cum observați, sunt cel puțin trei cărți cu săbi, da? Și aveți și dumneavoastră acest rege de săbi, iar ei au valetul de spade. Simt că acest, da, poate fi interpretat ca un moment de decizie, dar în acest moment, citindu-vă acum această etalare, simt că e vorba de cu totul altceva sau un alt aspect. Și o să vedeți mai târziu de ce. Simt că amândoi, cei doi care sunt acum în discuție, repet, poate să fie cineva din familie, neapărat un iubit, o iubită, cei doi aveți un fel de a vă exprima total diferit. Diferit. Și o să vedeți că, într-adevăr, cărțile confirmă. Cred că undeva trebuie să vă găsiți un numitor comun, un fel comun de a vă exprima și aici trebuie să apelați la intuiție, să nu mai abordați situația rațional. Altfel, veți ajunge ca unul să vă apărați de celălalt în discuții, în felul în care vă abordați, să fie o relație foarte defensivă, să nu aveți creșterea pe care vă doriți, că asta înseamnă creștere, da? Dezvoltare. Acum să vă citesc despre persoana care v-a apărut în etalare. Această persoană are în suflet, în inimă, șase de bâte, ceea ce exprimă o mare pasiune. Este un semn de foc. Poate ca această persoană să se simtă emoțional față de un semn de foc, leu, vărsător, săgetător. În cazul în care aveți dumneavoastră planete în berbec, fiind taur, poate un aspect să vă apropie oarecum emoțional de această persoană, dar pentru alții, șase de bâte confirmă faptul că ei se simt victorioși emoțional. Poate au niște reușite în viața profesională și aceste reușite îi fac să se simtă foarte confortabil cu ei înșiși, ba chiar foarte bucuroși și undeva ar vrea să-și exprime, o să vedeți, vor să-și exprime, da, valetul de săbii, de spade, această pasiune și această bucurie. Poate că dumneavoastră vi se pare că se laudă, dar este doar împărtășirea unui moment de bucurie. Încercați să nu fiți chiar atât de dur cu ei. O parte dintre ei își doresc atenția dumneavoastră.
nu-i judecați, nu gândiți musai că ar fi egoiști. Uneori chiar avem nevoie de un fel de a exprima emoțiile mai pasional. Dumneavoastră, în momentul acesta, sunteți foarte precaut și foarte tradițional, ceea ce nu prea este confortabil pentru persoana aceasta. Ceea ce gândesc, mercurul lor, la ce se gândesc? La regina de monede. Puteți fi dumneavoastră, pentru că este un semn de pământ. Poate să fie un capricorn, poate să fie o fecioară. Mai mult sau mai puțin. Haideți să o vedem ca pe o energie. Deci, cum am spus, persoana a avut niște reușite foarte posibil profesionale și se bucură de atenția publicului. Se bucură. Poate este deja în drum spre o altă mare reușită. Și cred că se va întâmpla asta pentru că în minte și-au propus undeva să ajungă la această poziție, la regina de monede, o poziție de abundență, de fertilitate, de mare creativitate și generozitate. Și nu uitați că seamănă foarte mult cu împărăteasa. Poate tocmai din acest motiv vă doriți, pentru că simțiți că energia lor, pasiunea și creativitatea lor vă poate schimba viața într-un fel sau altul. Vă poate schimba, vă poate topi această gheață cu care v-ați acoperit unii dintre voi, nu toți. Și totuși, emoțional și mental, sunteți foarte sensibili. Recunosc, cu acest 8 de cupe, sunteți extrem de sensibili. Dar dezamăgit. Deci, în mintea lor au această poziție. Undeva poate își doresc să devină soția dumneavoastră, pentru că aceasta este imaginea soției perfecte. Soția sau soțul dumneavoastră și-ar dori o relație de lungă durată, da? Care să se poată împlini cu această poziție a lor. Unii dintre ei, nu toți. Repet, nu uitați că puteți schimba pozițiile, da? Puteți fi dumneavoastră acesta și ei, cealaltă persoană. Deci își doresc abundență, au pasiunea să lupte pentru pasiunea, da? Și au deja câteva reușite. Și ca dovada pasiunii în public, ei se manifestă ca și cavalerul de băte. Ca și un semn de foc. Cu siguranță au planete în foc sau ceva, o planetă în tranzit, poate Jupiter în săgetător, îi ajută în această perioadă și se simt foarte pasionați de ceea ce fac, de ceea ce simt. Și este foarte posibil să simt o mare pasiune și pentru dumneavoastră. V-ar aborda într-un mod mult mai aventuros dacă ar fi vorba de abordarea de Martele. Scuzați-mă, dacă ar fi vorba de martele lor, v-ar aborda într-un fel mult mai pasional, mult mai expresiv. V-ar invita la călătorii, să explorați diferite stări emoționale, diferite locuri, eventual restaurante, în fine. Dacă e vorba doar de viața lor profesională, se simt foarte motivați, creativi, inovativi și plin de curaj să manifeste ce să manifeste? O nouă etapă în viața lor, scuzați-mă, plină de reușite. Să manifeste această regină de monede, să manifeste abundența pe care și-o doresc. Da, par aventuroși, dar totuși își doresc stabilitate. Să nu uitați acest lucru, să nu vă lăsați păcălit de imaginea publică. Ei asta își doresc. Stabilitate. Sunt foarte pământeni, dar felul în care îi vedeți și îi vede lumea este o imagine oarecum diferită. De ce le este frică de 7 de cupe? Le este frică să nu se iluzioneze în anumite privințe. Poate în aceste reușite pe care tocmai le-au avut, poate în relația cu dumneavoastră, le place să viseze la dumneavoastră, dar la 7 de cupe, 8 de cupe, nu uitați aspectul ăsta, le place să Le place să
observe oportunitățile pe care le au, pentru că au victorii, au și oportunități, dar le este frică să nu cumva să fie distrași de la calea lor adevărată, de la această regină de monede. Le este frică să nu se iluzioneze, să nu trăiască în fantezii, în vise, și din acest motiv vor să acționeze pasional, cu hotărâre, în această direcție. Să nu uitați că ei își doresc stabilitatea. Sper că sunt coerentă. Ce își doresc? Valetul de spade. Și este bine, își doresc să comunice cu dumneavoastră, dar să nu vă lăsați păcălit. Să nu credeți că dacă acest valet de monede este mai tânăr sau se exprimă într-un mod poate mai copilăresc, să nu considerați cumva că nu este matur. Uitați ce își doresc. Da? Și este foarte apropiat de ceea ce vă doriți și dumneavoastră. Ei gândesc la stabilitate, ei gândesc la reușită, ei au o mare ambiție, dar își doresc să comunice într-un mod mult mai plăcut cu dumneavoastră, poate mai copilăresc. Încercați să nu fiți atât de dur în felul în care gândiți lucrurile. Ceea ce vor reuși în ianuarie este această carte, 8 de monede. Această vibrație înseamnă, reprezintă multă muncă. Muncă concentrată, care duce către o poziție într-adevăr de mare autoritate. În timp vor ajunge la 9, la 10 de monede, dar ei în acest moment au pasiunea să lucreze constant, continuu pentru ceea ce își doresc, pentru idealurile lor, da? Pentru această regină de monede care, da, dacă nu este o poziție familiară, este o poziție financiară pe care o gândesc, o proiectează, o analizează. Își fac planuri, da? E Mercur, e mintea lor. Și lucrează cu spor și sunt recunoscuți pentru 8 de monede. Reprezintă o persoană care are multe abilități, care și-a dezvoltat multă îndemânare și are oarecare autoritate, poate chiar să și predea despre ceea ce a învățat, da? Este recunoscut pentru munca lui și este bine. Aș încerca să trag totuși, să aleg o carte undeva specială pentru dumneavoastră, pentru ianuarie, ca și un mesaj. Am mai primit de la oracole mesajul de a încerca să vă exprimați artistic. Sunteți semn de pământ, sunteți semn guvernat de Venus. Încercați și ieșiți dacă dumneavoastră sunteți. Scuzați-mă, dacă dumneavoastră sunteți acesta, încercați și ieșiți oarecum din starea asta, din starea de depresie, de dezamăgire, din șabloanele cu care v-ați obișnuit și manifestați mai multă creativitate, pentru că puteți. Și cum puteți să faceți aceasta dacă nu prin artă, prin muzică, prin dans? Și în momentul în care veți face, veți reuși să vă vindecați, pentru că e clar, aici este o suferință, este o dezamăgire, nu o suferință, de o dezamăgire, o nemulțumire care trebuie vindecată altfel. Manifestați ceea ce simțiți și gândiți. Depășiți aceste stări, da? Fiți un pic mai creativ. Știu, casa a 10-a, pentru cei născuți cu ascendent în Taur, casa a 10 este vărsătorul. Poate este un vărsător în viața voastră publică care vă influențează. Oricum, carta pe care am tras-o acum, care a venit, mai bine zis, este 3 de băte. Este un semn de foc. Și pentru că este o carte oarecum comună sau un mesaj pentru dumneavoastră, cred că e foarte bun în condițiile în care persoana despre care am citit își dorește comunicare, dumneavoastră sunteți oarecum, comunicați oarecum mai rigid, este un 3, da? Reprezintă Mercur comunicare, puteți să călătoriți sau, dacă nu puteți să călătoriți, scuzați-mă, puteți să comunicați un pic mai pasional, să vă exprimați oarecum așteptările, pentru că toți avem așteptări și toți trebuie să proiectăm undeva în viitor ce ne dorim ca să putem materializa. Este o carte frumoasă și sper să vă inspire. Poate chiar o să și călătoriți, poate chiar o să vă apropiați de persoana dorită undeva, poate
în jurul lunei pline de pe 20. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare și pentru că mă ascultați, pentru că v-ați abonat la acest canal și mi-acordați încrederea necesară. Vă doresc numai bine, dragoste, abundență, productivitate și, da, creștere spirituală. Numai bine, la revedere!